Primarul Iașiului Mihai Chirica a trecut în revistă utilajele societăților subordonate care vor fi folosite în sezonul rece. În acest an sunt la dispoziție un total de 188 de utilaje și autovehicule, cu 36 mai multe decât în sezonul trecut. Din acestea, 113 sunt ale societăților comerciale ale municipalității, restul fiind contractate de citadin. Suntem pregătiți de iarnă, ca să putem spune deja cuvântul ăsta. Vremea ne încearcă, de două zile temperaturile au coborât chiar spre 0 grade și suntem pregătiți să intervenim. Parcul este activ, îl vedeți în spatele nostru, peste 125 de echipamente. Am adus și noutăți în acest an, pe lângă echipamente noi pe care o să vi le prezentăm. Containerele pe care le punem noi de regulă la colțurile de stradă, mai ales în zonele de pantă, de data aceasta vor fi altfel, le vedeți cu gură de descărcare automată, nu se vor mai împrăștia, cu capacitatea de a interveni chiar și ca cetățeni atunci când vedem că avem nevoie de sare pentru a putea da să nu alunecăm. Putem să le folosim. Stocurile de sare sunt asigurate, aproape 4.000 de tone de cloruri de sodiu și de calciu. Motorină este, slavă Domnului, sare, nisip avem pentru că suntem chiar producători, avem balastiera noastră. Să sperăm că nu ne prinde iarna așa pe nepregătite, depinde și de cantitatea de precipitații, depinde și de vânt foarte mult, dar vom acționa așa cum facem de fiecare dată, întâi să asigurăm transportul public de călători pe arterele principale, apoi intervenim ușor-ușor și pe arterele secundare spre cartier.